arhivele noi informații după arestarea cântăreței Dana Marihuana. După ce a fost prinsă drogată la volan în apropierea de stațiunea 2 Mai, mai nou, anchetatorii au descoperit că artista nu ar fi doar consumatoare, ci și dealer, ba chiar principalul furnizor de droguri în Vama Veche. Dana Coteanu a făcut din nou containerul unde locuia cu fiica sa un adevărat magazin de substanțe interzise, pe care le vedeau inclusiv minorii. Marihuana, cea mai fidelă fată, a fost arestată preventiv după ce a fost prinsă drogată la volan, însă anchetele abia acum încep. Nu doar că este consumatoare de droguri, ci ar fi chiar principalul dealer din Vama Veche. Cântăreața de hip-hop le vindea petrecăreților substanțe dintre cele mai periculoase și nu ținea cont de vârsta clienților săi. Inclusiv copiii ar fi cumpărat de la Dana Marihuana pastile de ecstasy Super Mario. Deosebite prin aspectul lor, pastilele inspirate din jocurile video cu celebrul personaj îi captivau pe tinerii care vizitau containerul din Vama Veche, unde Dana Coteanu conducea o adevărată rețea. Amplasat la marginea stațiunii, la 500 de metri de orice altă casă locuită, containerul devenise un veritabil magazin de stupefiante, parcă scos din filmele cu Pablo Escobar. Pentru a avea acces, clienții foloseau numele de cod Doamna Dana, iar ea avea un post de observație, de unde vedea tot ce mișcă în jur, de teamă să nu fie filată de poliție. Nu am fost o consumatoare de droguri. Într-adevăr, am încercat din ele. Mă simt ca un ambasador al marihuanei în ziua de astăzi, acum, mai ales că am colaborat și cu ambasadorul din Olanda la un moment dat, contra heroinei. Cântăreața de hip-hop a fost oprită de polițiști pentru un control în apropiere de stațiunea 2 Mai, locul care a fost marcat de tragedia cauzată de Vlad Pascu. Artista a ieșit pozitiv la drug test, la amfetamină și cannabis, iar în mașină mai avea și alte substanțe interzise. Orice în exces duce la deces. Da? Cum a făcut săracul băiatul ăla, care inconștient, după petrecere, ce-o fi băut, ce-o fi luat, ce-o fi făcut, nu te urci la volan. Cântăreața, dar și alți doi suspecți cu care se afla în mașină, sunt cercetați acum într-un dosar de trafic de droguri. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă să-și petreacă următorii 15 ani în spatele gratiilor. Înainte de a fi plasați în arest preventiv, cei trei au ajuns la spitalul de psihiatrie după ce ar fi intrat în sevraj. Pentru Dana Coteanu, veștile rele vin pe bandă rulantă. Ea poate pierde și custodia fiicei de 8 ani cu care locuia în containerul transformat în magazin de droguri.